Bine v-am regăsit, prieteni! O veste foarte frumoasă astăzi. Am câștigat un pariu. Știi că, de obicei, atunci când se întâmplă niște lucruri așa mai deosebite, multă lume simte nevoia să, să sară așa ca peștele în, în cârlig și să dea repede din el tot ceea ce crede, așa, dacă se poate, vâscos și viguros. Și am zis să tac. Și am făcut una, un pariu vis-a-vis -vis de acel gest neelegant, nu l-ai văzut-o pe Ana Maria Popescu, da? E, spadasina noastră, care s-a întors cu prima medalie de la Olimpiada din Tokyo, e, spadasina noastră care a refuzat să întindă mâna e, pentru salut ministrului Novac. Da, și o sărit o grămadă că uite, băi, nu se poate, că e așa și nu e așa și uite ce gest de ineleganță, alții că a făcut foarte bine. Eu am dat un pariu și am zis așa, în mai puțin de o zi oamenii ăștia își vor cere scuze unul de la altul și vom vedea care e adevărata miză. Și adevărata miză este următoarea. Nimic personal între medaliata noastră și ministru. Însă este un gest care îți arată ce? că sistemul are o problemă. Și uh, Ana Maria Popescu nu a refuzat să dea mâna cu uh, Olimpicul Novac, ci cu reprezentantul unui minister care până acum cel puțin de 30 de ani n-a prea băgat în seamă sportul, deși se numește Ministerul Sportului. Da, adică este o chestiune care ține de uh, un protest la adresa uh, subfinanțării cronice a sportului din România. Și așa a și fost. Da? Ai văzut, extrem de elegant, ministrul și-a cerut scuze, înțelege gestul, extrem de elegant Ana Maria Popescu își cere și a scuze și explică de ce. Adică lucrurile acolo, între oamenii de caracter, s-au reglat. Cine a rămas ca prostungară? Orlando de la psd ă Orlando, care și el încărcat de emoție erectilă, probabil dimineața au dat el comunicatul, s-o da repede în stambă, spunând, băi, sinistru sportului, să câștige așa asta dacă e în stare, măcar o medalie, adică a cotcodăcit, da? O cotcodac, 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 și el pe lângă subiect să fie băgat în seamă că, bă, într-adevăr, de vreo lună lumea, lumea nu a mai scris despre el nimic, nu s-a mai vorbit despre el și discotecarul săracul a rămas fără fără vizibilitate. Știi? Îmi amintesc că în Grecia antică, ei au inventat prima dată chestia asta cu cotcodac, cotcodac, făcându-le așa politicienilor care vorbeau fără sens. Da? Și mergeau, se scărpinau așa și cotcodac, cotcodac, cotcodac în agora. O să vă arăt într-o zi niște lucruri foarte faine din, din Grecia antică. Se potrivesc, sunt copy-paste, da? ce se întâmplă astăzi e copy-paste după, după lucrurile alea. Săracul Orlando, rămas cel de căruță, așa într-o într-o vervă de asta repede stinsă, ca atunci când îți strânge bună ta cărbun ca să nu te mai ia, uh, sughițu, sau de ochiu sau ce e, te lua pe atunci. Da? Ăsta este Orlando de la PSD. Sigur, muncitor la stat, mereu muncitor la stat, de la 24 de ani de cât o ceva facultate, hăpt în minister, o intrat și tot acolo stat. Bun. Și atunci te gândești, bă, de unde până unde uh, sunt atât de, de neinspirați oamenii politici? Uh, consilieri, au consilieri plătiți, ca lumea plătiți. Da? Uh, nu sunt stare să vorbească m-aș mira să nu fie în stare să vorbească, pentru că ăștia de obicei au papagalul la ei. De fapt, știi despre ce e vorba? Despre cei șapte ani de acasă. Atunci când vezi o bătaie între doi oameni, că sunt sau, uh, 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 nu știu, zilieri, cel mai bine e să stai un pic pe margine. Da? Să nu cataloghezi repede sau să stai acolo să faci pariuri, să mă dai acum, dai la ficat și trage un cap în gură. Că e cel mai corect așa. Și, din fericire, o mare parte a presei a făcut gestul ăsta. Au fost și cei care erau aviz de, de clicuri și de, de vizionări și de. de vizualizări, scuze, de, de audiență care au început să intre și ei în, în vârtoșala asta. Știi ce nu înțelegem noi? Că poate ar fi bine ca mulți oameni din România să facă gestul pe care l-a făcut Ana Maria Popescu cu proprii deputați și senatori atunci când merită. Pentru că se întâmplă un lucru, nu știu dacă numai la noi, da? dar eu o văd aici, mă pe la spate, toți îi fac harcea parcea pe politicieni. Bă, că ăla hoț, că tăți la fel, că fi la măsa dracu, că uite ce face la că e la așa. Când vine tovarășul politician în satul lor, la zilele satului, tot se gudură pe lângă el. Este preferabil un gest chiar abrupt, aproape de o anumită agresivitate, să nu întinzi mâna a salut, decât gudureala asta pe lângă tovarășul politician. Pentru că și uite, încearcă să te uiți la senatorul Melcilor. Dorel Vișan joacă un, vi, un rol, violent de genial, a spune. Da? Eu după ce am văzut filmul ăsta, da, este despre un senator, vrea să mănânce melci și tot satul pornește către să-i să culeagă ăstuia melci și la sfârșit, dar nu, nu vă, dau spoilere. Da? După ce am văzut filmul ăsta, eu 5 ani de zile n-am mai mers la cinematograf. Știi de ce? mi se părea că tot filmul ăsta este în jurul meu. Și într-adevăr era în jurul meu. La un moment dat eram la radio, televiziunea Cluj era atunci, RTV Cluj, da, așa se numea TV Cluj și așa se numea și radio, erau unite. Și mergem, cred că, la Aiudoare sau la Tăiuș. noi nu mai trebuie să fie oraș, trebuia să fie municipiu. Și am ajuns acolo, cred că mai povestit o dată, cu un domn care atunci era vicepreședinte la Camera Deputaților de la PNR. Era mulți gazetari, erau mulți politicieni și la sfârșit, domnule, la restaurant cu toți că am pregătit o masă. Eu am ajuns un pic mai, mai repede pentru că bă, la ora cutare eu trebuie să dau relatarea la radio în direct. Da? Și vine o spătăriță, bună ziua, da ce doriți și dați-mi, am văzut un meniu, aveau și o Mie îmi place chestia. Nu să mă dau mare, dar chiar îmi place. M-am de ceafă cu cartofi pai că nu m dar alea puteai găsi maximum, maximul un pe timpul la altă. Da? Și îl văd pe uh, tovarășul vicepreședinte la Camera Deputaților, exact ca în senatul uh, Auză, 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 și mie de aia, un șatău de la de domnul, ăla, ăla, de la radio, ce-o zis ăla de la radio. Și cum să zic, uh, ăsta era nivelul. Din păcate, ăsta e nivelul și acum, doar că au învățat între timp să mănânce cu furculiță, cu cuțit, cu lingură, chiar și peștele știu să-l desfacă cu cuțitul ăla special. Cam atât s-a întâmplat la nivel politic. Pentru că la nivel de conștiință, să înțelegi că ești politician și ai o misiune extrem de, de, de importantă pentru ceilalți, nu s-a întâmplat mare lucru. Da? L-am văzut acum pe Ciolacu și iarăși nu vreau să iau numai PNL, PNL, PNL PSD, PSD, PSD. PSD. Da? urlând că el atacă în contenciosul în administrativ, că de ce nu mă lasă uh, câțul de la 1 august să fac cu mai mult de 500 de oameni mitingurile. Mă, băiete, uh, chestiunile astea de mulțime trebuie controlate, dar controlate sanitar. Uh, mă uitam la uh, Institutul ăsta de, de, de statistică. Da? Uh, undeva la 82% dintre cei infectați în ultima săptămână sunt nevaccinați. Toate decesele s-au pus pe capul celor nevaccinați. Adică, până la urmă, e o chestie de sănătate publică. Sigur, vrei să te vaccinezi, nu vrei să te vaccinezi. Asta este o alegere. Dar să vină un partid care pe de o parte urlă că uite că vaccinarea nu merge așa cum trebuie, că avem numai 30% vaccinat și așa mai departe, și pe de altă parte să vină să spună, da, dar noi vrem vrem uri vrem să facem, vrem să dregem, asta mi se pare o ipocrizie. Și am văzut, uite, azi dimineața am vorbit, am dat așa un exemplu, domnule, am hepatită, hai cu mine la o cafea. Nu era despre hepatită, era vorba despre libertăți. Adică, dacă eu am hepatită, nu am libertatea să mă duc, libertatea dată de, de, de urgența mea sanitară, personală, să mă duc într-un restaurant sau să mă duc pe nu știu unde, că o hepatită A se transmite, de exemplu, și prin altceva decât prin acele siringă. Da? Și lumea a luat-o ca și cum vorbim numai de hepatită. Adică, mă uitam siderat la comentarii și am zis, bă, da, chiar nu înțelegem. Acum deja aproape fiecare cunoaștem pe cineva care a avut COVID sau am stat și ne-am gândit, uite că nu mă pot duce la mormântarea unui amic, că numai o persoană pot participa. Și totuși nu înțelegem. Acum ascultă să vedem ce o să zică Ciolacu când o să vadă că, uite, Universitatea Babesboi, cea mai performantă universitate din țară, da? a spus foarte clar astăzi, din septembrie deschidem cursurile și pot participa fizic doar cei vaccinați. Ceilalți online. Și nu numai universitatea asta. Da, sunt începând de la Washington Post, de la de la ziarul ăla foarte mare din America, unde toată lumea trebuie să se vaccineze dacă mai vrea să lucreze acolo, până la apelul uh, celei mai mari asociații ale pacienților. Da? din România care cere imperios ca tot personalul medical, tot, 100%, să fie vaccinat pentru siguranța pacientului, nu no, ce o să faci tu, pesedistule? O să sar, o să-i spui pacientului că n-are dreptate? O să sar la Daniel David uh, să-i spui că n-are dreptate? Bine, e greu de vorbit cu Daniel David, pentru că uh, din când în când mai folosește neologisme și nu știu dacă Ciolacu înțelege uh, sau comprehendează, ca să mă exprim mai uh, elitist, dăbuzău, limbajul ăsta. Înțelegeți? Despre asta este vorba. Despre incapacitatea extraordinară a unui partid să își înțeleagă propria patrie. Mă uitam la un moment dat la... Este un, este un documentar foarte fain pe Netflix despre Rosa Luxemburg. Și acolo povesteau despre mișcările socialiste, primele din Europa, mugurii. Știi pe ce mergeau? Și au zis foarte clar pe agitație. Noi trebuie să creăm agitație. Dacă reușim cu agitația, facem grevă. Noi trebuie să facem în așa fel să, să provocăm tot felul de agitații, încât guvernele actuale, alea care sunt la putere, da, să fie incapabile să gestioneze societatea. PSD, moștenitorul Partidului Comunist Român, da, asta face. De când S-a născut din FDSN, FSN-ul ăla, după FDSN, după PDSR, după toate 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 măștile astea, doar asta face. Vă amintiți în momentul uh, uh, februarie sau ianuarie, 28 ianuarie 90, agitație. Să-i huiduim pe coposul, să-i huiduim pe Rațiu, să-i huiduim pe, pe doi Doina Și cine făcea agitația asta? Oameni care erau în sistemul, despre care Doina a spunea că e criminal. Da? După au venit mineriadele, după au venit toate chestiile astea, agitații peste agitații. Și cu ce te alegi? <coughs> Sigur, poți să ți spui, da, domnule, iar te-ai dus cu PSD-ul, iar vorbești despre PSD. Sigur că da. Stai să-ți vină prima factură la curent. Am un vecin care m-a sunat astăzi, din Zau. Și a zis, domnul, Gherba, dar a am o casă cu trei camere, trăzniu, mă mă că are 80 de metri pătrați și mi au venit curentul 700 de lei, 7 milioane de lei vechi. Da? Și au zis, cum se poate? Da? Altul, vecinul său, că era lângă el, o să domnule, și mie mi a venit 22 de milioane, dar a mers acolo și o să ai o greșeală. Dar eu între timp am dat două kg de transpirație jos. Da? Stai când o să vezi. Stai când o să vezi să vină gazul. Și o să vezi ce înseamnă o ordonanță dată de Vâlcov, de Orlando și de tot felul de papagal de ăștia extrem de, de, de mieroși la vorbă, da? când ți-o dat ordonanța aia să nu mai faci investiții. Că deja, atenție, importăm curent electric din Ungaria care nu are resurse. Da? Nu are marile noastre hidrocentrale etc etc și mai ieftin. De ce? Pentru că ia fac investiții și noi stăm cu limba în gură, măriți pensiile cu 40%. Da și -mi... le salut da? Mărește tu mâine 40% cu 40% pensiile și îți garantez că de săptămâna viitoare ești în faliment. Toată țara. Adică pur și simplu nu mai avem absolut nimic de de uh, de analizat. Totul este pe eveniment, 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 eveniment. Ori, știi de unde vine chestia asta? Din lipsa ăstora. Hârtia asta pe care unii o folosesc la pus murătursă sau pe rafturile de la cămară, din lipsa cărților ăstora, ne vin nouă toate necazurile. Suntem țara care citește, care are cetățenii ce citesc cel mai puțin din Europa. Și asta spune Eurostatul de ani de zile. Înțelegi? Și asta deja se vede. Mă uitam la un interviu foarte fain, trebuie să-l căutați pe, pe YouTube, interviul ăla de la Hot News cu Dan Alexe. Mie îmi place Dan Alexe pentru că e franc și vorbește extrem de ferm. Și el zice în felul următor: doar cu virulența îi mai poți calma pe ăștia. Nu poți veni cu o analiză doctă să vorbești despre populismul ăstora care îți care fac praf. El vorbea despre istorie, despre dacopatie și despre chestiile astea. Știi? Și spunea, un popor este caracterizat prin două chestiuni, limbă și cultură. Noi suntem șchiopi. De-abia vorbim limba română. Da? Cultură? Vreți să luăm bugetul Ministerului Culturii de 31 de ani? Vreți să luăm bugetul Ministerului Educației de 31 de ani? În 31 de ani ai vreo 35 sau 36 de, de miniștri fiecare cu proiectul lui? în care am rezolvat o singură chestie? Să nu mai furăm la bacalaureat? Despre asta este vorba, tovarăș. Nu despre o să vină și o să facă și meeting și nu știu care. Care meeting? Ciolacu. Fă un meeting, de exemplu, cu Omar Haisam, prietenul tot de la vânătoare. Primul român uh, uh, băga la pușcărie pentru terorism. Vreau să-l văd pe el, ținându-te de mână și povestiți voi odată la televizor sau pe YouTube sau pe Facebook despre cum uh, împușcați amândoi mistre sau ce împușcați pe acolo. Despre asta este vorba tată. În momentul în care noi vom refuza să dăm mâna cu ăia pe care ponegrim când suntem noi între noi și nu-i mai lingușim când îi vedem pe stradă, în momentul ăla să știi că vom face un act civic. Și dincolo de Ana Maria Popescu, dincolo de ministru Eduard Novac, este vorba despre noi. Ai onestitatea să-i spui în față ce spui și în spatele lui. No, când ai onestitatea asta române, da, înseamnă că te deștepți. Înseamnă că înțelegi imnul ăsta național, că se împlinesc astăzi niște ani și astăzi se aniversează imnul. Și bine ar fi să se aniverseze și cu fapte. Că de vorbe și discursuri, știi, cum zicea, nu știu care, dacă nu putința mai putirința, geaba chichiriesc greșeava. Să aveți sănătate. Astea rămână.